destacă cu fotografia, videografia, n-a mers, cu YouTube-ul în școala n-a mers, mai am puțin îmi închid canalul, nu a mers niciuna. Am zis că până la urmă să încerc puțin cu televiziunea. Am zis, bă, hai să încerc, hai să nu încerc. Am stat pe gânduri, m-am tot gândit, bă, să fie da, să nu fie, nu. Bă, până la urmă, n-a nimic de pierdut. Am primit astăzi oportunitatea să mă aflu una dintre cele mai mari televiziuni din România. Am pe mână un Canon EOS C300 Mark III, o cameră destul de ieftină, adică puțin mai scumpă decât vreo două clasice ale mele. Toată ideea a fost că am primit oportunitatea să vin aici să învăț cum este viața în spatele camerelor de filmat. Văd și eu cum se filmează o scenă, cum se toate alea, cum se amenajează luminile, cum se amenajează decorul din spate. Toate astea datorită unui singur băiat, Dragan Ștefan. Îi mulțumesc foarte mult, este în cameră, în spatele camerei, acum se face filmmaker-ul. Și haideți să vedem cum stă treaba pe aici. Nu știu, acum dacă vă place noul meu Lamborghini, na, e bine sau nu. Bun, haideți să vă și spun cum am reușit eu să ajung pe platoul de filmare de la una dintre cele mai mari emisiuni din țară. Bă, toată chestia a fost că am început într-o seară să mă uit pe profilul unei cunoștințe de ale mele, să văd care, cum e treaba, ce fel de follower are, să-mi fac și o idee. Și la un moment dat dau de băiatul ăsta, am văzut acolo, Beatles Art Media, Beatles Art Media, cred că o să fie undeva pe ecran, o să fie Instagramului, un băiat de nota 2000 este. Și am dat mesaj, bă nene, uite, poți să vin și eu la tine într-o zi pe platou să văd și eu cum se face, cum se filmează, cum se bam, 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 bam. Am zis că eram și fire, nu-i problemă, ștergeam pe jos, eram băiatul cu apa, le făceam pe toate, doar voiam să ajung pe platou de filmat. Băiatul mi-a zis, nu, frate, mâine poți să vii la București, la Romexpo și vii și filmăm aici și facem să fie bine și te bani și învăț și toate alea. Și a doua zi am plecat la București. De atunci au trecut, cred că, două săptămâni de când am fost prima dată la Romexpo. Timp în care am mai fost de câteva ori pe acolo, adică m-am cam familiarizat cu ce se întâmplă acolo și am cam rămas fascinat faptul că am fost capabil să am în mână aparatură de câteva zeci de mii de euro. Asta înseamnă ceva pentru mine, pentru că m-a pus pe gânduri foarte tare și mă gândesc acum mult mai serios. Nu doar la televiziune, mă gândesc undeva mai sus, spre cinematografie, să mă îndrept. Îmi place videografia, îmi place să editez, chit că stau să editez 4, 5, 10, 20 de zile la un videoclip de 1 minut și 20 de secunde. Așa că în momentul de față îl și editez pe bune, așa. Și m-am gândit că nu pot să las atât de scurt și așa că de asta filmez eu acum. O să apară niște update-uri destul de mari pe canal. O să fiu puțin mai activ și o să încep și cu shorts-urile. Nu promit foarte multe, nu vreau să promit nimica pentru că nu știu cât de mult timp am. Momentan sunt foarte, foarte limitat pentru că am câteva proiecte în plus pe care mă axez și nu am destul de mult timp. Dar toată chestia este că am vrut să vă spun asta. A fost o experiență grozavă, niște oameni de nota 2000 și asta e ceea ce vreau să fac pe viitor. Știu că pot să o fac și am să o fac. Așa că haideți să vă spun și ceva foarte important. Dacă pentru 10 ani de zile nu ai mai evita să faci ceea ce ar trebui să faci, cum ar arăta viața ta de fapt?